de lângă fileu. Iar acum acest voleu drive trimis afară, trimis în fileu. Serviciu spre exterior, as al lui Nadal, iată-l pe directorul turneului, aplaudându-l pe Rafa. Dar victorie în 3 seturi, 7-5, 5-7, 6-2, 10-8 în super tiebreak. Aplauze pentru Nadal și Granoyers. Nadal va juca mâine în turneul de simplu, al treilea meci al zilei, slovacul Lucas Lacko. Mâine de la ora 13, așadar, din nou tenis de aici, de la Halle. Tenis de cea mai bună calitate, un turneu foarte, foarte bun, pe care suntem bucuroși că îl putem oferi. Dar aici se încheie o nouă zi, tenis pe iarbă. L-am putut vedea pe Rafa Nadal la prima întâlnire cu iarba din acest an. Punta sa este Wimbledon. Să vedem cum se va descurca mâine la simplu. Nu va avea un meci, nu va avea un meci ușor, cu siguranță. Atât deocamdată. Sunt Ionuț Angheluță, la revedere.